anul trecut, designerul Tory Burch își prezenta colecția de genți toamnă-iarnă 2018-2019 într-un lan superb de garoafe roz. În România, însă, garoafele sunt asociate cu evenimente mai puțin fericite. Puțini știu însă că oamenii, când rostesc cuvântul garoafă, se referă la garoafa albă sau roșie. Punct. Dar există mult mai multe soiuri și mult mai multe nuanțe frumoase de garoafă pe care noi am început să le introducem în tot felul de aranjamente. Iar dacă nu sunt garoafe, sunt trandafiri roșii, în combinații nereușite. Din păcate, combinația roșu-alb a fost atât de mult folosită, cel puțin în România, și încă persistă, din păcate, buchetele de trandafiri roșii cu un trandafir alb în mijloc. Este doar părerea mea personală. Buchetele de trandafiri roșii cu un trandafir alb în mijloc îs cele mai de prost gust buchete. Din punct de vedere cromatic, combinația alb-roșu într-adevăr nu este în armonie, pentru că e un pic prea forțată. Dacă am avea între culoarea roșu și alb, care e o non-culoare, o grămadă de tonuri de roz, atunci într-adevăr ar exista o armonie, pentru că am plecat de la alb, am trece prin multe tonuri de roz și am ajunge la roșu. Și atunci ar fi ceva interesant. Unii florari încă mai ambalează un buchet în celofan și staniol, lucru deloc estetic. Deci, e foarte simplu. Oriunde vei merge și vei vedea că ambalajul este mai strident sau mai țipător sau există staniol, așa, cel mai simplu este să faci stânga împrejur și să pleci de acolo. Acel loc nu este o florărie, este un loc în care cineva total neexperimentat, total nepregătit, vinde flori. Dacă vreți totuși să faceți impresie bună și să creați singuri un aranjament ca cel din imagine, vă spunem cinstit, aveți nevoie de multă răbdare. Perlele sunt lipite una câte una de o sferă din polistiren. Pentru că am zis că nu o să stăm o zi întreagă în atelierul tău ca să prindem perlele, o să lucrăm pe această sferă, da? Și o să punem florile în interiorul unor eprubete, nu? Sunt doar eprubete de plastic, da, care se folosesc în orice florărie. Putem să punem două flori în aceeași eprubetă. În principiu, asta nu e o mare problemă, atâta vreme cât avem grijă să umplem eprubetele cu apă. Iar apoi, din punct de vedere al ordinii, să ținem minte de la florile mari sau de la floarea dominantă la cele mai mici, da? Și cam asta e cheia succesului. Punem și floarea de care spuneai tu, sunt două floricele pe o singură. Culmea, foarte rar se întâmplă ca ranunculul să arate așa, dar este într-adevăr o floare absolut senzațională. Și miroase? Nu, ranunculul sunul, dar liliacul, da. Da, miroase foarte bine. Parfum, da, foarte firav. Foarte firav, da. Și apoi am aici câteva flori frumoase de viburnum. O altă floare cu un nume greu de reținut. Da, adevărul e că foarte multă lume care vine la noi în atelier, când începem să vorbim și zic dă-mi eu nu știu ce, dă-mi eu nu știu ce, toată lumea zice că aici la noi e ca la farmacie. Da, pentru că în afară de trandafiri, bujori, orhidee, foarte multe flori se au denumirea științifică și atât. Și atunci noi o folosim pe aceea pentru că ne-am obișnuit cu ea, doar că pentru oameni e destul de ciudat să o audă și să audă toate aceste denumiri. Aranjamentul este gata. Atunci când avem un suport care e mai complex, mai spectaculos, da? Atunci e foarte frumos să păstrăm un balans și să avem un aranjament sau florile să fie un pic mai reduse, ca să nu încerce să acapareze toată atenția și să lase și suportul să fie la fel de important.